Soția fostului manager al CEO, Laurențiu Ciurel, Nicoleta Ciurel, a avut astăzi un nou termen de judecată în procesul intentat complexului după ce a fost concediată. Contractul de muncă i-a fost desfăcut în timpul mandatului lui Laurențiu Ciobotărică, Nicoleta Ciurel contestând această decizie. Fost angajată a complexului cere constatarea nulității actului emis de angajator. În termenul de astăzi, Nicoleta Ciurel a emis noi pretenții, fapt pentru care magistrații au acordat un nou termen de judecată pentru 1 noiembrie la solicitarea CEO.